Marii fermieri agricoli din România cred în faptul că singura ramură capabilă să scoată țara din marasmul economic în care este afundată de clasa politică rămâne agricultura. Pentru aceasta este însă nevoie să reducă dependența de importurile de produse alimentare, de o politică fiscală prietenoasă pentru fermierii autohtoni și mai ales ca pământul acestei țări să fie cumpărat și cultivat cu preponderență de români. Societatea Marsat, una dintre cele mai mari ferme agricole din Moldova, rămâne consecventă în politica de achiziționare de pământ în loturi comasate. Noi achiziționăm teren agricol, asta înseamnă că el este extravilan și care poate fi folosit pentru înființarea de culturi agricole. Conducerea societății Romașcane este interesată de achiziționarea de teren agricol în extravilan în comunele din zona limitrofă Romanului, oferind pe un hectar 12.000 de lei vechi. Se poate însă da și un preț negociabil în funcție de calitatea terenului. Cei interesați pot contacta societatea la numărul de telefon 0233 743 701 sau pe telefoanele mobile la numerele 0728 556 034 sau 0728 556 026.